În data de 7 octombrie, conducerea Tribunalului Maramureș a fost notificată telefonic cu privire la faptul că un judecător din cadrul judecătoriei Baia Mare a fost diagnosticat pozitiv cu virusul SARS-CoV-2. Ca urmare, la ora 16, sediul Palatului Justiției a fost dezinfectat prin intermediul unei firme specializate. De asemenea, au fost dispuse toate măsurile necesare în vederea continuării activității în condiții de siguranță, conducerea Tribunalului fiind în contact permanent cu Direcția de Sănătate Publică Maramureș. În acest context, reamintim importanța respectării regulilor de igienă personală, precum și a măsurilor de distanțare socială.